fost de mult așa. Super rău. Mergeam un vin în loc de sucul ăsta, da? Nana, cred că putem să începem. Înainte de toate, eu sunt Nana și voi fi ghidul vostru în acest program pilot. Ce program? Ce pilot? E un program pilot de terapie și dezvoltare emoțională a cuplurilor. Super. Tu ești terapeut? Credeam că v-a spus Cristina mai multe. Nu. Știi că noi n-am aflat. Știați voi ceva? Deci nu știam. Da, și eu credeam că ești o prietenă venită nouă în grup, adică gen singură ai venit pe aici 2-4-6-7 dată la căruță. Urât. Nici mie nu mi-a zis, dar noi oricum ne înțelegem din privilegiu. Stați și un pic, eu n-am nevoie de terapie. Eu am nevoie de bani. Și cum terapia costă bani, deci ha, ha, n-avem nevoie de terapie. Sau cel puțin eu n-am nevoie de... Stai jos și ascultă. Înțeleg, sincer, eu nu știu ce mai e de îmbunătățit la noi. Nimic, doi. Nu? A, poate la ei, da, că ei au nevoie. Ce? Am eu nevoie să spui tu ce probleme am eu? Ia vezi că poate ce ei. Liniște un pic, da? E un program pilot. Păi ai mai spus asta cu programul pilot, ai început să te repeți, știi? Și cu relorile, toate merg, toate nu merg. Un program care nu costă. Ba dimpotrivă. Nu costă bani? Păi de ce nu? Hai să... Că poate ne ajută. Ia uite. O terapie la timpul ei. Primul exercițiu este deosebit, dar este foarte simplu. Aveți toți câte o brățară cu șocuri electrice? Da. Și câte o telecomandă cu care puteți activa brățara partenerului. Așa. Ai înțeles? Activează-o! Dar ce am zis? Scuze, din greșeală, n-am vrut să apăs. A, da, din greșeală? Păi și eu tot din greșeală. Cine? Au! Scuze-mă, Flavizan, că am crezut că e... Băi, ești ok? Oarecum. Mariu, asta cred că e a ta. Da, a, vezi... Ia unde ești când mi le-am omorât pe bărbat. Să ne potolim un pic? Da, ne ok. Potolim? Bun. Ce trebuie să faceți în acest exercițiu? Fiecare zice ceva. Orice despre partenerul lui. Așa. E ușor de încălzire. Dacă celălalt nu este de acord, apasă buton. Așa. Simplu. Place, da. Simplu. Începe tu, Mariu. Eu? Da. Păi, Dănuța este o femeie... Ce-am zis? Oricum ai zis o prostie, deci hai, ne lăsați, te rog. Uite că nu-s de acord. Stop. Ați înțeles cum funcționează? Da. Da. Flavius, continuă. Nu fac niciun fel de griji. Eu... O iubesc pe Cristina. Au! Ce-am zis? O iubești pe Cristina? O iubești foarte mult pe Cristina? Eu? Eu acum, da? Flavius e un bărbat foarte... Au, ce dracu ai? Bărbat. Păi ce ai? E bărbat. Eu el care stă numai în bucătărie și care stă și întinde rufe și spală vase. Hai mă, lasă mă. Angelica și Sica? Aia, la noi e simplu. Angelica e femeia viselor mele. Visurilor. Visele sunt alea, când dormi. Și eu ce-am zis? Angelica? Sică e... ok. Păi ce faci, nu mă curentezi? Păi te-ar curenta un om ok. Haide mă, că sunt și eu curioasă să văd cum e. Bine. Au! Păi ce dracu stricat de asta? Băi, tot eu? Poți-o de la mână. Arde, chiar arde. Mă faci pe mine prost? Tu mă faci pe mine! Nu eu te-am făcut prost, asta este problema. Ai zis ceva de mama, adică pe mama? Uite, eu m-am născut deștept, doar că tu mi-ai mâncat creierii și... Care creieri? Ai avut vreodată creier? N-ai nici neuroni, nici nu știi ce e aia. Stop. Dați-mi telecomenzile. Copii. Așa. Cred că cel mai important lucru în momentul ăsta este să lucrăm un pic la respectul unuia față de celălalt. Da, și eu mai cred că ar trebui să mergem la spital pentru arsuri de gradul 2. Ai, că nu e așa rău, dă-ți o... Trebuie să lucrăm la respectul față de experiența celuilalt. Așa cum să încheiem seara aici. Dar nu înainte de a face un plan de lucru pentru mâine. Ce lucru? Care e lucru? Că el n-a lucrat o zi în viața lui, ce să știe el să... Stai jos că-mi stai în cap. Ziua de mâine o veți petrece împreună. Așa,
făcând chestii împreună. Facem cum nu facem. Dar termin. Luând decizii împreună. Ai auzit? Tu ai auzit? Voi doi veți petrece ziua. Opa! Legați unul de altul. Iar este asta. Ce vorbești, măi? Ca să, mânuța, învățați să lucrați împreună. Aoleu, mai bine puneam pe dreapta, că îi dau mai bine cu stânga, știi? Și mie că... Tu să dai loc să... Comunicând. Love. Voi doi. Da. Cristina și Flavius. Da. Voi veți inversa rolurile. Adică... Cristina la cratiță? Nu. Flavius la chestii mai masculine. Iar voi doi? Șefa, dacă mai aveți o pereche de cătușe, noi ne descurcăm. Ce faci, mă, tu cu cătușe? Așa, să vezi, surpriză. Surpriză. Și eu cum am zis. Perfect. Hai că ne-am rezolvat pe toți.